Penitenciarul Ploiești a fost transformat într-un adevărat ring de luptă. Doi deținuți s-au luptat în timpul unei partide de tenis, iar unul dintre ei l-a lovit pe celălalt în zona capului. Polițiștii au fost alertați și au intervenit în forță la fața locului. Victima ar fi un cunoscut interlop pe nume Rașpa, condamnat după ce și-a uitat pistolul pe care îl deținea ilegal în cabina de probă a unui mall. El a primit îngrijirile medicale în incinta închisorii, însă nu a dorit să fie transportat și la spital. De asemenea, a refuzat să depună plângere împotriva agresorului. Oamenii legii continuă cercetările sub aspectul săvârșirii infracțiunii de lovire sau alte violențe.